Cătălin Cazacu și Ramona Olaru trăiesc o frumoasă poveste de iubire de mai multe luni de zile. Deși în ultimul timp au existat zvonuri potrivit cărora cei doi s-ar fi despărțit, motociclistul a spulberat orice fel de îndoială privind relația lor atunci când a declarat că vrea să-și petreacă restul vieții alături de iubita lui. Cei doi amore se înțeleg foarte bine și se iubesc precum doi adolescenți făcându-și planuri de viitor împreună. Cu toate acestea, Ramona Olaru susține că nu ar putea să se mute niciodată la Timișoara, orașul natal al partenerului său de viață. Mai mult de atât, frumoasa blondină le-a povestit colegilor săi de la Neața reacția pe care a avut-o atunci când Cătălin Cazacu i-ar fi propus să schimbe domiciliul. Insistă să ne mutăm acolo la Timișoara. Păi de-aia m-am mutat eu la București? I-am zis niciodată în viața asta. Nu vii și cu o idee să mă mut și cu mama ta? Cum ar fi? Ne ducem doar să mâncăm la mama, atât. Mama lui este aceeași zodie cu mine, a declarat Ramona Olaru la Neața cu Răzvan și Dani. Ramona Olaru și Cătălin Cazacu par să se apropie tot mai mult de momentul în care vor ajunge împreună în fața altarului. Cei doi vor să aibă copii cât de curând, iar anul acesta sper ca nunta lor să aibă loc. Nunta mea vreau să fie cât mai repede, avem planuri, am spus și voi spune tot timpul. Ramona Olaru este femeia cu care eu îmi doresc să îmbătrânesc. I-am spus și ei, așa că nu știu dacă va fi nunta mâine sau poimâine, dar e un lucru pe care ni-l dorim. Sper să fie anul acesta, a declarat Cătălin Cazacu.